Atenție, se înneacă! De câte ori mai auzi cuvintele astea spuse despre un bebeluș, mai ales din gura bunicului? Și să fim puțin serioși, înainte să începi diversificarea cu al tău copil, te-ai gândit vreodată la diferența dintre reflexul de gag și nec? Nu, cu siguranță nu. Dar numai bine, despre asta vorbim astăzi, ca să nu mai folosești în exces acel atenție se neacă și să-i educi și pe cei din jurul tău să facă același lucru. Iar dacă rămâi până la final, o să vorbim puțin despre de ce nu e atât de eficient cum ai crede să dai cuiva care se înneacă palme în spate. Înainte să continui, te invit să dai subscribe acestui canal pentru că urmează foarte multe informații și clipuri despre diversificare distractivă și nu numai. În loc de clasica definiție a reflexului de gag, vreau să-ți povestesc puțin despre procesul prin care un bebeluș trece atunci când mănâncă. De fapt, nu doar un bebeluș, noi oamenii în general. Știi că ți-am mai spus într-un clip anterior, există aici două canale, unul care duce spre stomac, esofagul, și unul care duce spre plămâni, trahea. Atunci când mestecăm mâncarea, limba o împinge spre spatele gâtului, mâncarea coboară în mod normal pe canalul care duce spre stomac, evident, iar un mic căpăcel numit epiglotă blochează preventiv canalul care duce spre plămâni, în așa fel încât să evităm un posibil episod de înnec. Stai liniștit, canalele respective sunt elastice, așa că dacă bebelușul înghite o bucată mai mare, asta nu e o problemă, nu o să se înnece, s-ar putea să fie deranjant atunci când înghite, dar nu este un episod de înnec. Înnecul se produce atunci când epiglota nu funcționează corespunzător și mâncarea ajunge din greșeală în trahee. Ai înțeles până acum procesul normal? Ok, continuăm. Bebelușii noștri au o setare din fabrică, dacă pot să-i spun așa, acest reflex de gag, al cărui rol, care crezi că este, să-i protejeze de mâncarea ta fără gust. Nu, ok, glumeam, evident, rolul este să îi protejeze de un eventual episod de înnec. Adică acest reflex de care tu te temi și pe care îl confunzi cu înnecul, de fapt, protejează bebelușul de un astfel de episod. Cum faci asta? Simplu. În momentul în care mâncarea e puțin deranjantă și atinge acel buton de gag de pe limbă, gâtul se închide, face ca o barieră, pe aici nu trece mâncare, iar limba face niște mișcări specifice însoțite de acele sunete groaznice, cu rolul de a scoate mâncarea afară din gură. Adică dacă îl lași în pace, bebelușul chiar asta face. O să scoată mâncarea din gură sau o să treacă mai departe și o să continue să mănânce. Cum știm totuși că nu se neacă și că este vorba doar despre acest reflex cu rol de protecție? Simplu. Între cele două există niște diferențe considerabile. Primul, reflexul de gag, este extrem de gălăgios, atât de gălăgios și enervant încât îți va părea că bebelușul stă să vomite și se întâmplă să o facă pentru că e un reflex destul de puternic. Nu te îngrijora, nu e ceva înfiorător, e pur și simplu un lucru normal care se întâmplă în cazul unor episoade de gag. Spre deosebire de această gălăgie extremă, înnecul este silențios. Bebelușul nu poate vorbi, respiră greu sau nu respiră, iar dacă episodul se prelungește, culoarea pielii se poate schimba. De aceea, pentru că toate aceste semne sunt extraordinar de subtile, mă refer la semnele specifice necului, îți recomand să nu lași niciodată bebelușul nesupravegheat la masă. Da, chiar dacă are centurile, da, chiar dacă tu crezi că ești aproape și îl poți auzi, pentru că necul este silențios. Nu ai ce să auzi. O altă diferență considerabilă între cele două este faptul că în cazul unui episod de gag, mâncarea este la vedere. Bebelușul chiar are gura deschisă pentru că ți-amintești, încearcă să scoată mâncarea din gură, în timp ce în cazul unui episod de nec, bucata respectivă nu este la vedere pentru că se află în trahee și o blochează. Să-ți dau totuși un exemplu. Stați liniștiți la masă, îi dai lui bebe soronțul o banană, să spun, pentru că banana e un aliment care declanșează destul de des gagul. Și deodată auzi tot felul de sunete care te fac să te gândești, mamă, bebelușul se neacă. Stai puțin pe gânduri și spui, a, nu, mi-a spus Amalia de la parenting că ăsta este de fapt gag. Pentru că am sunete groaznice, prezent. Bebelușul pare deranjat sau speriat? Nu. Mâncarea este pe limbă și o văd? Da. A, ok, atunci este gag. Și hai să vedem cum reacționăm în cazul unui astfel de episod. Găsești mai multe detalii în cartea noastră, Diversificarea Modernă, pentru care îți las și link în descriere, însă am să-ți povestesc și aici câțiva pași.
În primul rând, asigură-te că bebelușul nu privește în sus, către tine. Asta înseamnă că va trebui fie să te așezi la nivelul lui, fie să te așezi cumva sub nivelul scaunului pe care bebelușul stă, pentru că în acest mod el se va uita în jos, instinctiv, spre tine, iar gravitația va ajuta mâncarea din gura bebelușului să iasă și să treacă peste episodul de gag. În al doilea rând, dacă trebuie să intervii, cam tot ce poți face este să-l apleci puțin spre înainte, cu același scop, evident, ca mâncarea să iasă din gură și să-l încurajezi verbal. Stai liniștit, te descurci, este doar o bucată de mâncare, încearcă să o scui dacă vrei. În al treilea rând, evită să scoți mâncarea din gura bebelușului folosindu-ți degetul. Mai mult ca sigur, tot ce vei reuși să faci în acest scenariu este să împingi mâncarea spre gât. Lucru pe care, crede-mă, nu îl vrei, pentru că în timpul unui episod de gag, bebelușul poate nu se concentrează pe a înghiți, că ți-am zis, gâtul lui este blocat atunci, nu la asta se gândește. Așa că dacă tu împingi mâncarea, ai un bebeluș pe care îl iei prin surprindere și ai putea cauza un episod de înnec. Din nou, dacă este nevoie totuși, consider tu că trebuie să intervii și să-ți pui degetul în gura lui, faci degetul ca un cârlig și încerci dintr-o parte în alta a gurii să scoți mâncarea fără să o împingi. Singurul caz în care ai putea să scoți tu fără să-ți faci griji e când atârnă o bucată de mâncare, o iei cu degetul, ai scos-o, s-a terminat episodul de gag. Dacă mai ai nevoie de sfaturi suplimentare, gândește-te să oferi apă, dacă evident nu are gura plină cu mâncare, ci sunt câteva bucățele mestecate, folosește apa, bebelușul înghite mai ușor și trece peste episodul de gag. Pe termen lung, pentru desensibilizarea reflexului de gag, te sfătuiesc să folosești alimente tari, care să îl ajute să-și facă un fel de hartă a gurii și să mute acel reflex de gag dinspre partea din fața limbii, adică un loc unde se poate activa ușor, înspre partea din spate, adică un loc unde se activează mai greu. Ce poți să folosești? Coaste, cu mai puțină carne sau fără carne. Copănele, la copănele te rog să scoți acel os subțire, zgârciul și pielița, nu dăm asta bebelușului, mijlocul unui mango, un colț de pâine foarte tare și mă rog, cam ce-ți mai vine ție în minte în direcția asta, dar să fie un aliment sigur, ceva care să fie cu un risc de înnec scăzut. Dacă nu vrei să exersezi cu alimente, nu e nicio problemă. Poți cumpăra o periuță de dinți pentru bebeluși sau jucării speciale pentru dentiție și să-i dai să se joace cu ele. În felul acesta, pe termen lung, gagul se va desensibiliza. Nu în ultimul rând, înainte de a începe diversificarea, te sfătuiesc să alegi un curs de prim ajutor și să-l, de acordare a primului ajutor, de fapt, și să-l urmărești. În felul acesta, chiar dacă te temi sau nu de gag ori de nec, măcar vei fi pregătit pentru orice situații veți întâmpina în diversificare. Sper că am reușit să te calmez cu toate aceste informații legate de gag și dacă prin vreun miracol nu am reușit să o fac și tu te gândești acum, gag, ce gag, eu îi dau piure până la 18 ani, atunci hai să ne calmăm, să respirăm și îți mai spun ceva. Studiile au demonstrat faptul că toți bebelușii, absolut toți bebelușii, indiferent de metoda prin care sunt hrăniți, trec prin episoade de gag. De ce? Pentru că este un simplu reflex, nu ai cum să îl eviți. Și îți mai spun ceva, bebelușii hrăniți cu piureuri, adică știi, acei bebeluși despre care tu crezi că evită gagul, au mai puține episoade de gag la început, dar pe parcurs acestea se înmulțesc. Spre deosebire de bebelușii hrăniți cu bucăți, care au mai multe episoade la început, dar scapă mai repede de acest reflex de gag. Și nu, asta nu este o încercare de a te încuraja să-i dai bucăți, doar încerc să te fac să înțelegi că acesta este un reflex, că trecem prin el și că nu se întâmplă nimic grav. Dacă tot am distrus mitul temutului se înneacă, haide să vedem și ce ne facem cu mitul ăsta atunci când un om se înneacă, dă-i două palme pe spate. Știi că noi zicem asta tot timpul. N-ai cum să n-ai un bunic pe lângă tine care să-ți fi spus asta. Acum că știi cum funcționează mecanismul înnecului, știi că un om se neacă dacă mâncarea este blocată în trahee. E, și ce crezi că se întâmplă dacă tu vii și îi dai două palme pe spate? Va ieși în mod miraculos mâncarea de acolo? Nu. Cel mai probabil va coborâ mai jos datorită bătăilor tale. Și același raționament este valabil și în cazul episodului de gag. Mâncarea este pe limbă, bebelușul se chinuie să o scoată afară, e concentrat, gâtul este închis și vii tu, îi dai două palme pe spate. Păi, ce crezi că se întâmplă? Își va pierde concentrarea, iar mâncarea poate ajunge pe canalul greșit, pentru că el nu se gândea la înghiții în acel moment. Așa că, în cazul unui episod de nec, acordăm primul ajutor conform pașilor pe care i-ai urmărit în cursul ăla, pe care știu sigur că l-ai luat. Iar în cazul unui episod de gag,
respectăm pașii pe care ți-am prezentat în acest clip. Te asiguri că bebelușul privește în jos, îl apleci puțin spre înainte dacă este nevoie, îl încurajezi verbal și atâta timp cât gura nu e plină ochi cu mâncare, îi oferi și puțină apă. Și gata! Ești un expert în ale gagului și ale necului. Poftă bună împreună și te invit să împărtășești acest clip și cu alți părinți care au nevoie de puțină diversificare distractivă în viața lor.